puțin, că românii au și simțul umorului să mai cântre așa și spun, dacă mai trăiți sau să trăiți cum ați votat. Declarațiile lui Joană vin după un nou schimb dur de replici între cei doi oameni politici. Traian Băsescu l-a acuzat pe președintele Senatului că evită să deblocheze dezbaterea parlamentară pe coduri și dosare. În replică, Joană spune că șeful statului vrea să culpabilizeze atât Partidul Social Democrat cât și Senatul. Constat cu surprindere și îngrijorare că în ultima vreme încercați să vă derobați de responsabilitatea blocării în Parlament a dosarelor de corupție și de întârzierea adoptării codurilor. Consider că în calitatea dumneavoastră de președinte al Senatului României și de președinte al Partidului Social Democrat este necesar să aveți o abordare matură și responsabilă a problemelor și să urgentați deblocarea din Parlament a dosarelor privind anchetarea unor foști miniștri și adoptarea cât mai rapidă a noilor coduri, a precizat Traian Băsescu în scrisul. Se încearcă în continuare păstrarea culpabilizării Parlamentului și indirect a PSD-ului. Este mod firesc momentul ca și domnia sa și instituțiile pe care le coordonează să răspundă față de obligațiile României. Acest schimb de scrisori, cum îl vedeți? Lipsă de seriozitate și se agită apele. Schimbul de replici de astăzi vine după ce ieri Mircea Joană avertiza că există riscul ca din cauza raportului negativ pe justiție, Comisia Europeană să taie fondurile pentru România. Regretabile și cu un evident caracter electoral, caracteriza tot ieri Traian Băsescu declarațiile președintelui PSD. Așa cum vă spuneam la începutul jurnalului, 7 miniștri din actualul cabinet sunt cercetați de Agenția Națională de Integritate cu privire la modul în care și-au dobândit averile. Informația vine de la președintele ANI, Cătălin Macovei. N-a dezvăluit identitatea demnitarilor, însă a dat de înțeles că provin atât de la PDL cât și de la PSD. Legătură telefonică directă acum cu domnul Cătălin Predoiu, ministrul Justiției. Bună seara, domnule Predoiu! Bună seara! Vă aflați cumva printre cei 7? Nu cunosc, am observat, am văzut în presă în această seară această informație, dar nu am informație oficială. Adică nu v-a contactat nimeni să vă spună că ați putea fi unul dintre cei anchetați de ANI? Cercetați. Nu, până la această oră oficial nu am fost informat în niciun fel. Dumneavoastră probabil cunoașteți mai bine decât noi procedurile. Cum se întâmplă? Agenția Națională de Integritate se autosesizează și începe să facă cercetări, dar nu-l implică pe omul pe care îl cercetează? Dată fiind această informație, desigur, deocamdată neverificată, eu aș prefera să mă abțin în acest moment de la orice comentariu. Nu, vă întrebam doar de procedură. Până când veți afla dacă sunteți sau nu sunteți în acest lot, vă întrebam dacă știți procedura. Nu doresc să mai fac un comentariu. Dacă doriți, aș avea o singură remarcă. Cei care se îndoiau că ANI nu funcționează sau care complexe să investigheze potrivit propriei competențe, cât că au acum o dovadă contrarie extrem de solidă. Este singurul comentariu pe care doresc să-l fac până la clarificarea oficială a acestei situații. Mulțumesc, domnule președinte.